Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Nu încetează niciodată să ne surprindă, iar pe mine personal nu mă surprinde cu nimic. Am spus și în clipul pentru comunitatea premium de aici de pe YouTube că mă aștept ca Bitcoinul să testeze niște zone și se pare că ăsta e lucrul pe care îl face acum. Astăzi este zi de luptă pentru Bitcoin, este zi de bătălie, pentru că dacă astăzi închidem peste 23.200 ziua, clar este un semnal extrem, extrem de puternic dat de Bitcoin. De ce zic la 23.200? Pentru că, vă repet de ceva timp, acolo se află 20 moving average pe weekly. Ce înseamnă acest 20 moving average? Înseamnă valoarea prețului în medie pe 20 de săptămâni. Vorbim de săptămâni, nu ore, nu minute, nu scalping, nu... Da, deci lucruri serioase. Și puțin deasupra se află 24.600, care este 200 moving average, da? Un fel de capac pentru oala cu presiune, care este Bitcoin. Pe Twitter, în special, văd foarte multe discuții cu oameni supărați că piețele sunt manipulate. Extraordinar. Dacă ei sunt supărați acum, înseamnă că trebuie să fii supărat constant, trebuie să fii supărat și în bull market, când toate piețele sunt manipulate, pompate, duse în direcția care trebuie. Da? Deci, piețele astea nu sunt niște piețe care funcționează după reguli bisericești, după creștinism, după, nu știu, budism, în care trebuie să fii bun unul cu altul, nu. Piețele cripto, piețele financiare, scopul lor este să ia banii de la cei care nu se pricep, da? Să-i ducă în buzunarele celor care se pricep și au bani cu care să se joace. Da? Deci totul este manipulat. În momentul ăsta care fac eu clipul, Bitcoin este la 23.000 din nou. Am avut o tentativă peste 23.500. Da? Deci semnalul este clar pe weekly. Piețele semnalizează că vrem mai mult, vrem mai mult. Este o creștere surprinzătoare pe care mulți profeți ai cataclismelor, 8.000, 3.000, cerculețe, piramide, le spuneau pe tot felul de canale. Da? Și pe mine nu mă deranjează când cineva face o analiză tehnică și zice ok, prețul poate să ducă aici, poate să scadă, nu fiți naivi, nu știu ce. Mă deranjează ura. Da? Deci oamenii aia spuneau cu ură, bă, proștilor, o să se ducă aici, sunteți niște proști, da, aici se duce, că voi nu știți nimic. Nu așa faci educație, nu așa îți dai cu părerea profesională despre ce se întâmplă într-o piață și nu așa ajuți comunitatea, împroșcând, venind în stânga și în dreapta. Ideea este următoarea, că întotdeauna, indiferent de trendul de piață, unii o să creadă că se duce într-o direcție, alții vor crede că se duce în altă direcție. Cei care au banii și manipulează, cei care au jucăriile, platformele acolo unde se întâmplă lucruri, cu futures, cu monede, cu nu știu ce, nu dăm nume, da? Ăia știu cu exactitate ce se va întâmpla, da? Iar băia nu prea interesează ce latră lumea, ce zic unii experți sau nu știu ce. Da? Deci, ura nu este bună deloc în acest spațiu, mai ales că sunt foarte mulți oameni care chiar pierd bani, da? Și vine cineva și îți confirmă, ți-am zis eu prostule că se duce acolo și tu nu m-ai ascultat și că ai pierdut bani. Deci nu asta e exprimarea, nu așa trebuie să fie. Bun, revenind la Bitcoin acum, că este extrem de interesant. Dacă rupe această zonă de 23-24, da? Vă spun care e ținta. Deci dacă a rupt 24.600, avem o țintă pe monthly. Și anume este 20 moving average, da, pe monthly, adică pfua, da? Pentru că deja suntem peste suport. Din punctul meu de vedere, dacă luna asta, v-am zis și tot o repet, am o țăcăneală mea pe monthly, 19.600, să nu închidem luna sub zona aia, da? Indiferent cine manipulează piața, pentru mine asta este o dorință, da? Pentru că eu știu acum, ok, indicatorii, analizele, da, funcționează, dar indicatorii și analiza nu pot influența ce vor face cei care controlează piețele. Asta o fac ei independent. Ethereum. Ethereum-ul pe monthly este într-un canal, da?
și are o rezistență la 1684. Doamnelor și domnilor, eu vă zic aici, din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al analizei, dacă Ethereum rupe 16800 și închide luna peste 1684 de dolari, este data semnalului bullish. Da? Din punctul meu de vedere, teoretic ar fi confirmare că am intrat în bull market. Da? Pentru că la Ethereum 1126 pe monthly, deci prețul de 1126 de dolari, înseamnă 50 moving average, adică valoarea medie pe ultimele 50 de luni. Da? Și se pare că ăla este bottom-ul. Da? Deci 50 moving average pe monthly la Ethereum este bottom. La cum arată acum, cu lumânare verde pe monthly, n-am niciun dubiu. Deci tehnica ăla este bottom. N-am ce să-i fac. Da? Am văzut oameni care ziceau, vai, Ethereum, 300 de dolari, 200 de dolari, guess what, n-o să fie. Treaba asta n-o să fie. Deci, dacă Ethereum nu închide luna asta sub 1126 și o închide peste 1684, clar, ăla este, deci la Ethereum putem zice, da, domne, am intrat în bull market, da? Și din ce știu că urmează pentru Ethereum, o să vedeți bubuială ce va urma. Pentru cei care sunteți în comunitatea mea premium aici pe YouTube, dacă nu știi cum să devii, am un tutorial făcut, un short. Lângă numele meu găsești acel buton de join. Dacă nu ești membru al acestui canal, trebuie să dai subscribe și după aia join. Pentru comunitatea premium, de analiză premium, am să fac un clip special, poate azi sau mâine, despre o persoană care este în top 10 cei mai bogați oameni din lume și se pare că a organizat un mega, mega, mega ponzi. Deci o schemă de asta, gen FTX-ul e pistol cu apă, da? O să fac un episod special să vă povestesc despre lucrul ăsta ca să vă dați seama că mulți oameni zic, vai, proiectul cu tare, nu-și face roadmap-ul, proiectul are, nu știu, 200 de membri și 3 lei. Bă, tati, la nivel mondial lumea e defectă, adică nu... Nu știu, da? Deci, în fine, revenim. Da? Deci, Ethereum-ul este în prag de bull market. Prag de bull market. Hai să vedem Polkadot-ul, cum mă întrebau oameni. Ce face Polkadot-ul? Trebuie să aștept un pic, pentru că internetul aici e un pic mai slow. Și zice că sunt temporar offline. Bravo. Deci, dacă n-am net, nu prea am cum să fac analiza asta, rămâne pentru o dată ulterioară. Dragilor, vă aștept în comunitatea premium pe acest canal. Vă aștept pe mihaidaniel.ro, unde găsiți cursul de tranzacționare, cel de 4 ore. Am început să punem review-uri. Vin oameni care au cumpărat cursul cu review-uri extrem de interesante, 10.000 de euro profit, Doamne ajută! Deci chiar mă bucură chestia asta. Și cum vă ziceam, o să pun review-ul pe site, da? Cu link către profilul persoanei ca să puteți întreba. Bă, tati, chiar există omul ăla real sau este inventat de Mihai Daniel? Da? Ca să n-am discuții. Asta e cea mai simplă chestie. În rest, mare grijă că au început să apară din nou impostorii, canale false cu numele meu pe Instagram, pe Twitter, care vă propun afaceri, investiții. Nu sunt eu. Eu nu vă contactez, nu vă propun nicio afacere, nicio investiție. Aveți grijă mare, mare de tot cu cine investiți, cu cine faceți, pentru că nu sunt eu. Și a revenit netul la Polkadot. Săracul trebuie să bubuie întâi, pentru că este sub moving average-urile care trebuie. Trebuie să ajungă întâi la 8.97 și de acolo mai are un drum până la 13.85. Până nu trece de 8.90, nu prea avem ce să vorbim de el, pentru că încă nu este copt. Nu a ajuns în zona care trebuie. Dragilor, multă căldură, zi bună, salutări, poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, aveți grijă de voi, spor la bani, spor în toate, ne vedem pe canalul Premium.